Bun găsit, Fabian, bun găsit, dragii mei! Iată-ne din nou în fața unei noi rubrici Părinți și Copii. Astăzi stăm de vorbă cu Georgiana Filip și îi mulțumesc tare mult pentru că ne oferă puțin timp. Mulțumesc! Georgiana, astăzi aș vrea să te întreb despre dezvoltarea stimei de sine la copii. Pentru că te ocupi în exclusivitate cu copiii, cu problemele, cu rezolvarea problemelor copiilor, aș vrea să ne spui așa, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă până la urmă stima de sine? În cuvinte simple, stima de sine înseamnă relația dintre imaginea ideală despre noi, ceea ce ne dorim noi să fim, și imaginea reală, ceea ce suntem noi cu adevărat. De asemenea, stima de sine se referă la felul în care noi ne vedem pe noi înșine și cum credem că ne văd ceilalți. Aha. Stima de sine poate fi, bineînțeles, pozitivă, în cazul în care avem idei pozitive despre noi și avem încredere în puterile noastre, sau poate fi negativă atunci când apare un complex de inferioritate, atunci când suntem nesiguri pe ceea ce facem, pe puterile noastre. Mă simt tentată să te întreb dacă ai gândit vreodată în procente copiii care au o stimă de sine negativă și copiii care au o stimă de sine pozitivă. Sinceră să fiu, nu am gândit până acum în procente acest lucru, dar din păcate aș putea spune că sunt foarte mulți copii care au o stimă de sine negativă. Îi poți considera o majoritate pe cei care au? Da, spun asta și pentru că studiile arată că suntem undeva printre primele locuri în Europa la stima de sine scăzută, Atât adulți cât și copii. Probabil asta se reflectă în faptul că poporul român este unul dintre popoarele care râd cel mai puțin. Corect, așa este, da. Așa am citit cândva. Da. Care sunt implicațiile unei stime de sine sănătoase sau nesănătoase, pozitive sau negative, asupra vieții de adult? Astfel încât noi, părinții, să înțelegem ce transmitem mai departe, care e moștenirea pe care o oferim copiilor noștri. Să le luăm pe rând. În primul rând, în cazul unei stime de sine pozitive, copilul este un copil încrezător, optimist. Încearcă chiar dacă știe că nu va reuși sau chiar dacă nu a mai făcut acel lucru, este un lucru nou pentru el, totuși el încearcă și are încredere în propriile lui puteri. Nu se ferește de activitățile noi, nu se ferește de situațiile sociale. Este un copil încrezător și mai departe, bineînțeles, va fi la fel un adult încrezător, care va ști cum să gestioneze relațiile pe care le are cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă vorbim despre copii cu stimă de sine scăzută, negativă, sunt copii care se feresc să încerce lucruri noi, sunt copii care nu au încredere în propriile forțe, care spun întotdeauna, eu nu pot să fac asta, eu nu o să reușesc, eu nu o să câștig concursul, eu nu o să iau 10 la matematică și așa mai departe. Și atunci, ca și adulți, ajung cam la fel, cu aceleași caracteristici. Copilul devine adult, dar rămâne un copil. În esență, un copil cu aceleași caracteristici. Adultul care a fost un copil cu o stimă de sine negativă, la fel va crede despre el că nu este capabil să își mențină un job, să facă ceva ce îi place foarte mult, sau va crede că nu este suficient de bun să facă acel lucru. Iar toate lucrurile astea îl vor afecta atât în viața personală, cât și în viața profesională. Și iată cum apar eșecurile pe toate planurile și oamenii se trezesc nefericiți, neîmpliniți și, de ce nu, în dezamăgiri foarte mari, depresii, pentru că depresia este Și a scăzut foarte mult vârsta la depresie. Deja copiii foarte mici ajung să intre în depresie. Sunt tentată să intru în subiectul ăsta, dar nu o voi face pentru că nu ne permite timpul. Aș vrea să mergem acum pe două direcții. Una, dacă ai observat că al tău copil are o stimă de sine pozitivă, cum faci să o păstrezi? Și cred că aici nu e foarte greu. Cealaltă latură este mult mai delicată. Hai să vedem cum mergem cu un copil înainte care are o stimă de sine relativ bună. În primul rând trebuie să știm că o stimă de sine, bazele stimei de sine se pun în copilărie, acasă, în familie. Da? Stima de sine există deja acolo, ea trebuie lucrată și bineînțeles că bazele se pun acasă. După care, la un moment dat, intervine societatea cu influențele ei care pot fi pozitive sau negative. În ce măsură poate societatea să influențeze o stimă de sine sănătos formată acasă?
Foarte mult poate influența. Serios? Atâta timp cât copilul are parte, în momentul în care iese în lume, intră în colectiv, copilul are parte de multe experiențe negative, deși acasă bazele au fost pozitive, există posibilitatea ca el să internalizeze prea mult acele influențe negative și atunci lucrurile se vor schimba puțin. Balanța va înclina către partea negativă. De aceea trebuie să avem mare grijă atât în familie, cum clădim stima de sine a copilului, dar și în exterior, cu cine ia contact copilul, ce se întâmplă în viața lui din afara... socială. Exact, din afara casei. Trebuie să-i observăm tot timpul reacțiile, să știm ce face, dacă mai este la fel de deschis pentru stimulii noi, dacă mai este la fel de doritor să încerce lucruri pe care până atunci nu le-a încercat. Cu siguranță, și se va observa oricum acasă, în cazul în care copilul în exterior are parte de experiențe negative, cumva voit sau nu, le va arăta în familie. Am înțeles. Deci părintele trebuie să fie aproape, să abie inima deschisă, să înțeleagă fiecare semnal care vine din partea copilului, indiferent cât de bine și-a făcut treaba în copilăria mică, copilului trebuie urmați pașii de aproape, astfel încât să-i fie bine. Ce facem în situația în care am ajuns la concluzia că stima de sine a copilului nostru nu a fost corect clădită? Aici mi se pare mie provocarea cea mai mare. Așa este. În primul rând, putem apela la un ajutor de specialitate, bineînțeles, care cu ajutorul anumitor tehnici poate să crească stima de sine a copilului, dar în același timp e foarte important să lucrăm noi cu el acasă. Degeaba mergem la psiholog și acolo lucrează anumite lucruri și învață anumite lucruri, dacă acasă nu se merge pe aceeași linie, nu se păstrează... Ce metode propui părinților? Ce le transmis părinților să facă astfel încât să susțină? Sau, mă rog, poate că dorește singur să rezolve problema, poate că nu-și permite, poate că... Ce ar putea face un părinte astfel încât? Ce metode să folosească astfel încât să crească stima de sine a copilului? Trebuie să aibă mare grijă la modul în care reacționează atunci când copilul vine și spune: uite, am făcut X lucru. Și părintele reacționează de multe ori: vai, dar nu trebuia să faci asta, sau nu trebuia să reacționeze așa, sau... Nu este o atitudine potrivită. Trebuie să încercăm să înțelegem copilul. De ce ai făcut așa? Ce te-a făcut să reacționezi în felul acesta? De asemenea, trebuie să înțelegem, indiferent de ceea ce fac, da? Să-i ajutăm și să-i iubim necondiționat. Exact despre asta este vorba. Nu o să-i spun niciodată copilului meu: nu te mai iubesc pentru că nu ți-ai făcut tema la matematică. În niciun caz. Evident. Adică asta nu. Apoi, foarte, foarte important este să nu comparăm copiii între ei, niciodată, sub nicio formă. Comparația între copii cred că este cea care contribuie cel mai mult la scăderea stimei de sine. Cea mai criminală metodă de a distruge stima de sine. Exact. Spunându-i copilului: uite, Mihai este mai mic decât tine și totuși face sau înțelege asta și tu nu înțelegi. Niciodată nu comparăm copiii între ei, da? Fiecare copil este unic, este crescut într-un anumit fel, a fost construit într-un anumit fel și atunci e normal să fie diferiți. Și trebuie iubiți așa cum sunt. Așa cum sunt, exact. Și să fim disponibili pentru ei atunci când copilul vine și vrea să ne întrebe ceva sau vrea să vorbească despre ceva cu noi. Noi trebuie să fim disponibili pentru copil. Niciodată nu-i spunem copilului: lasă-mă să termin mâncarea sau curățenia și apoi stăm de vorbă. Nu. Copilul vine, te oprești din ce faci, vorbești cu copilul și apoi îți continui treaba pe care o aveai. Teoretic așa de bine sună și dau seama că este foarte greu pentru părinți să pună frână când s-au obișnuit într-un ritm anume. Ai un serviciu care te solicită foarte mult. Este foarte greu să te oprești la fiecare bip pe care copilul îl dă și îți transmite: mami, am nevoie de tine, tati, am nevoie de tine, oprește-te și ascultă-mă. El nu știe să spună așa. Dar poate chiar ridicarea tonului vocii copilului, poate chiar un comportament neplăcut ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Are nevoie de mine. Sigur că da. Mulțumesc tare mult. Mai este vreo metodă pe care o transmiți părinților? Ne-ai vorbit despre a nu-i judeca, a nu-i compara cu ceilalți, a nu-i
a nu le pune pumnul în gură, cumva, pe românește, atunci când fac ceva, orice ar face, ideal e să stai de vorbă cu el și să afli motivele din spatele acțiunii și nu să îi le judeci imediat. Mai este ceva ce ai dori să ne spui vis-a-vis de creșterea stimei de sine? Ce ar mai putea face un părinte? În funcție de fiecare caz, sunt multe lucruri de spus, multe lucruri de făcut, dar în principiu cam astea ar fi cele mai importante, plus că întotdeauna trebuie să ne raportăm la copil așa cum este el și să nu-l încadrăm într-un tipar, să spunem, tu trebuie să fii așa, să faci asta sau cealaltă, sau să-i spunem, dacă nu ai făcut așa cum am spus eu că trebuie să faci, înseamnă că nu este ok. Nu trebuie încadrat copilul într-un tipar. Copilul este așa cum este el și trebuie să ne raportăm la el așa și să-l acceptăm în felul în care el se comportă sau reacționează la anumit stimul din exterior. Copilul este unic și trebuie luat ca o entitate separată. Mulțumesc tare mult, Georgiana! Cu mare drag! Dragii mei, vă doresc succes în clădirea stimei de sine a copiilor voștri. Știu că este un efort greu, dar sunt câțiva ani în care copiii au nevoie de noi, după care se pare că vor găsi ajutor în alte părți și nu știu dacă e cel mai potrivit. Vă doresc o zi frumoasă în continuare!